Bună seara, bine ați venit la dezbaterile electorale între candidații la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Sunt Natalia Morari și începând cu ziua de astăzi, în fiecare zi de miercuri, vă vom aduce câte 4 candidați la funcția de primar general în ordine alfabetică. Așadar, astăzi primii 4 invitați sunt Oleg Breaga, din partea Partidului Democrație Acasă. Bună seara, bine ați venit! Salutare! Mihail Cârlig, din partea Partidului Popular din Republica Moldova. Bună seara, bine ați venit! Ilian Cașu, partidul nostru. Bună seara, bine v-am găsit! Și Igor Căldare, din partea Blocului Electoral, Lista Poporului. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! A fost invitată și Monica Babuc, candidatul din partea Partidului Democrat, dar din păcate n-a putut să ne onoreze cu prezența sa. E dreptul candidatului să refuze să vină la dezbateri, însă astfel își pierde dreptul de a participa la acestea. Avem reguli, vreau să vă spun care sunt acestea. Fiecare va avea câte 10 minute, egal. Propunem câte 2 minute în prima rundă, fiecare să-și prezinte programul electoral. Pe urmă urmează rundă de 7 minute în care voi pune eu întrebări către dumneavoastră și dumneavoastră, dacă vreți să puneți întrebări către contracandidați, puteți ușor să o faceți. Și la urmă fiecare va avea câte un minut pentru adresare către cetățeni care astăzi vă urmăresc și vă ascultă. Așadar, să începem. Apropo, aveți dreptul la replici, dar să știți că acest timp va fi scos din timpul dumneavoastră. Așadar, să începem. Fiecare va avea câte 2 minute pentru prezentarea programului. Domnule Breaga, începem cu dumneavoastră, în ordine alfabetică. Corect, că altfel buletinul de vot e blestemat să înceapă și să termine cu chertoci. Dar așa, ordinea alfabetică mă avantajează pe mine. Camera aia e a mea. Sunt nou în politică. Nu am încercat decât astă toamnă prima dată să candidez independent la Parlament. Am luat un scor foarte bun, mulțumesc tuturor celor care m-ați susținut și acum am încercat să candidez la această funcție importantă, poate cea mai importantă prin codul electoral, pentru că numai la funcția de primar general al capitalei trebuie să strâng 10.000 de semnături, deci de 2 ori și jumătate mai mult decât un partid, de 5 ori mai mult decât pentru a candida la Parlament. Deci am încercat să o fac asta independent, n-am reușit, e aproape imposibil dacă nu ai mafie în spate și dacă nu ai un car de bani cum au și unele partide. Iată-mă, deci, candidând de numele Partidului Democrația Acasă. O formațiune politică nouă, necompromisă, cu oameni tineri și curajoși, poate cu istorie scurtă, nu au reușit să manifeste oamenii, n-au avut niciunul dintre ei funcții publice, dar în spațiul public ne-am manifestat până acum intransigent, curajos, apărând drepturile noastre, interesele noastre, dar și ale altora ca noi. Cam asta vreau să fac și în funcția de primar general al capitalei. Primarul în orice localitate, prin lege, e un fel de prim-ministru, executorul. El trebuie să implementeze ceea ce a decis Consiliul, deci un fel de parlament al localității. Va fi foarte greu pentru un primar independent sau, iată, cu o formațiune mică, nu foarte numeroasă în spate, să aibă planuri mari. Dar eu voi încerca, prin asigurarea transparenței, prin dezbateri publice, poate prin referendumuri locale consultative, să promovez proiecte de decizii bune și reforme în interesul tuturor cetățenilor, a locuitorilor municipiului Chișinău. Asta a fost avertizare sau a fost chiar finalul? Nu, a fost avertizare că mai aveți 30 de secunde. Putem să vă adăugăm 10 secunde pe urmă la încheierea dumneavoastră. Domnule Cașu, dumneavoastră, vă rog. Stimați chișinăuieni, reprezint partidul politic, partidul nostru, un partid tânăr, un partid nepătat, un partid care a rezistat și a știut să iasă cu onoare din acel val de teroare care am fost supuși după alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Venim cu sloganul "Voi decideți, noi facem", se înscrie perfect în logica democrației locale. Noi venim cu angajamentul ferm, eu împreună cu echipa, să fiu primarul care va respecta legea, care voi fi exemplul pentru cetățeni în a respecta legea, pentru că în viziunea mea corupția este problema problemelor în primăria Chișinău. Celelalte probleme mari derivă de la corupție. Este foarte important să avem o primărie necoruptă, o primărie transparentă, care va fi un semnal puternic atât pentru businessul local, cât și pentru businessul din afară, de a investi, de a face investiții în municipiul Chișinău.
Prioritatea principală pentru mine este aprobarea Planului General de Dezvoltare a Chișinăului și nu numai simpla formalitate de aprobare, dar modalitatea în care va fi aprobat acest plan general, o implicare masivă și reprezentativă a cetățenilor, astfel implicarea experților de peste hotare, astfel ca acest plan general de dezvoltare să servească drept platformă și instrument de atragere a investițiilor în municipiul Chișinău. Voi schimba abordarea de abordare în care sunt construite drumurile, deci nu se vor mai cârpi drumurile, dar vor fi construite conform tuturor standardelor internaționale, astfel ca să nu le reparăm în fiecare primăvară. Vă mulțumesc. Domnule Caldare, vă rog. Programul dumneavoastră. Mulțumesc. Spuneți, vă rog, eu pot acum să vorbesc 2 minute și pe urmă să prelungesc discursul ultima puteți minută? Să luați, să vorbiți mai mult de 2 minute și pe urmă va fi scos timp din celelalte 8 minute, dacă doriți. Pot începe? Vă rog, începem. Bună seara, stimați chișinăuieni. 40 de reprezentanți a organizațiilor obștești au decis că e cazul să mergem din numele poporului la aceste alegeri locale. Și acești 40 de reprezentanți a poporului m-au înaintat pe mine în calitate de candidat la funcția de primar a municipiului Chișinău. Suntem unica formațiune, unicul bloc electoral care nu are obligațiuni politice și economice în fața boșilor de partid. Stimați chișinăuieni, noi înțelegem că în bugetul local, în bugetul Chișinăului nu sunt bani, el este auster. Și dacă noi o să oprim hoția, o să oprim furtul banilor și o să găsim metode de a economisi sursele financiare și resursele materiale, atunci noi împreună cu noastră o să reușim și la acest capitol. Echipa noastră, în frunte cu mine, venind la primărie, o să venim cu propunerea de organizare a controlului popular asupra primăriei, asupra tuturor instituțiilor subordonate primăriei. Noi o să facem în cadrul municipiului o palată obștească care va monitoriza toate proiectele. 30 secunde. Mulțumesc. Va monitoriza toate proiectele și va avea grijă ca oricare cerere, oricare cerință a cetățeanului să fie examinată în modul cel mai corect și legal. Noi o să realizăm proiecte și mai dure, pentru că o să fie lichidate toate construcțiile ilegale de pe trotuarele municipiului Chișinău. Și vor fi lichidate... Timpul a expirat. Eu cred că veți avea posibilitatea să... Da. Vă prelungiți? Nu. Bine, atunci continuăm după. Domnule Crălic, vă rog, programul nostru. Da, vă mulțumesc. Evident că toate programele la toate formațiunile trebuie să fie niște programe pozitive pentru Chișinău și e normal această intenție. Aș vrea să spun că eu și Partidul Popular am făcut iarăși un program și un program benefic pentru Chișinău. În primul rând aș vrea să spun că voi lupta în continuare și mereu pentru combaterea corupției în primărie. Normal că vom face reformarea în sistemul locativ comunal, care este un sistem cel mai deteriorat din toate sistemele din Chișinău. Este nevoie de a dezvolta turismul, orașul vechi Chișinău. E normal că să facem coridoarele de transport, că vedem ce se întâmplă cu traficul astăzi în Chișinău. Și una din cele mai importante puncte este siguranța cetățeanului, care presupune un complex de acțiuni care, începând cu traficul pe pietonal și finalizând cu transportarea în transportul public. Asta este foarte important, dar cel mai important aș dori și aș avea un vis că să fim acest oraș, să-l avem Chișinăul modern, dezvoltat și mereu să fie capitala Republicii Moldova. Nu vă folosiți tot timpul.
Atunci vă adăugăm încă, da, vă adăugăm încă 35 de secunde la sfârșit. Așadar, trecem la rundă de întrebări-răspunsuri. Ca să fiu corectă față de toți prezenți în studio, am luat întrebările de pe site-ul Test Electoral, dacă ați auzit despre acesta. Băieții care stau în spatele acestui proiect au făcut analiză tuturor programelor electorale și în mod aleatoriu vă voi întreba. Dacă încă nu v-ați decis cu cine să votați, puteți, apropo, să treceți acest test pe site-ul testelectoral.media. Deci, vă întreb și vă rog să argumentați fiecare, răspunsul. Domnule Bregă, începem cu dumneavoastră. Trebuie sau nu interzise parcările pe trotuar? Și vă rog să argumentați. Parcările pe trotuar sunt interzise prin lege. Trebuie doar aplicată această lege. Deocamdată vedem că nici autoritățile locale, nici poliția nu are grijă să apere trotuarele și de aceea m-am gândit la o soluție elementară. Să plantăm niște soldăței din beton, eventual cu scânduri deasupra să te poți așeza pe el, sau din fontă, din metal, orice, să fie niște piloni pe marginea trotuarului, dar și pe marginea gazonului, pe marginea spațiilor verzi, pe cum moldovenii nu încap și își bagă mașinile lor prețioase și pe sol deschis, și pe iarbă, și după aceea e plouă și scot tot glodul ăsta pe trotuar. Și în rând după aceea, de unde avem glod în oraș și de unde avem praf vara. Deci voi proteja trotuarele cu piloni din ăștia, pentru că sunt foarte importante. Prioritatea numărul unu pentru mine, care, iată, poate singurul concurent electoral venit aici cu transportul public și care circulă cu bicicleta și care mai îmblă și pe trotuare pe jos, nu cu mașina, pentru că majoritatea dintre dumneavoastră, în mod sigur, îmblați cu mașina pe trotuare. Pentru mine, prioritatea numărul unu va fi pietonii, oamenii cu scaune cu rotile, cu căruciori de copii, cu biciclete, cu rolere, cu skateboard, oamenii care se mișcă sănătos. După aceea transportul public și după aceea mașinile private. Domnule Breca, deci, vă mulțumesc. Da. Domnule Cașu, gestionarea blocurilor locative în orașul Chișinău trebuie să fie realizată prin asociațiile locatarilor, așa numite cooperative, sau totuși și prin intermediul selurilor, așa numite JKH, ceea ce cunoaște toată lumea? Nu, eu sunt adeptul ferm al acestor asociații de locatari. Problema este... La momentul actual, problema este lipsa democrației. Deci, incapacitatea și lipsa de abilitate a locatarilor să influențeze modul în care cei care sunt abilitați să gestioneze asociația. Deci, este lipsa de irresponsabilitate la moment. Însă, eu văd aici un rol foarte activ al primăriei, un rol proactiv de monitorizare, de conlucrare a primăriei cu aceste asociații și nu numai cu cei care conduc asociațiile de locatari, dar și o colaborare între primărie și locatari. Acest schimb de opinii, el lipsește. Deci eu văd un rol proactiv al primăriei în corectarea, rezolvarea problemelor care se confruntă asociațiile de locatari. Eu mulțumesc. Domnule Caldare, piețele agricole din orașul Chișinău trebuie să fie date în concesionarea companiilor private sau totuși să rămână la municipalitate? Piețele agricole trebuie să rămână în cadrul gestionării municipiului Chișinău, însă trebuie să fie niște reguli cu priorități pentru suburbiile Chișinăului care să aibă avantaje pentru a distribui producția crescută în producția agricolă crescută în suburbii pentru a fi comercializată pentru chișinăuieni. Vă mulțumesc pentru răspuns. Domnule Cărlic, ce facem cu mansardele pe blocurile deja existente? Să le interzicem sau totuși să permitem construcția? Cu acele care existente sau care să fie în derulare? Noi, eu mă refer la mansarde noi. Acesta a fost un proiect, eu cred că, care a poluat acest oraș al nostru, Chișinău, cu o strategie incorrectă de a face aceste mansarde. Poziția mea că acest proces trebuie să-l oprim și să dăm posibilitatea dezvoltării Chișinăului cu construcții. Necesită să construim mult, că avem nevoie de cartiere noi, dar trebuie să fie lărgirea construcțiilor în afara Chișinăului, să folosim aceste goluri între suburbii și Chișinău pentru construcția cartierelor moderne și nici de cum să folosim aceste clădiri care au câte 40-50 de ani ca un suport pentru mansarde. Categoric trebuie să oprim.
Mulțumesc. Domnule Breagă, iarăși timpul dumneavoastră începe. Ce facem cu gara autocentrală? O lăsăm în centru sau o mutăm undeva? Gara autocentru, dacă ar rămâne gara internațională și să vină oamenii străini de peste mări și țări, e bine să-i aduci până în centru capitalei. Dar să nu fie și destinațiile de Est și Căușeni și ce mai vine la gara centru, pentru că e aglomerație insuportabilă, sufocantă. Ea trebuie mutată, dar nu după modelul gării de nord, care a fost mutat într-un mod nefericit într-o zonă industrială, inaccesibilă pentru transportul public și cumva tot în aproape centru istoric, pe malul Bâcului. Gara de nord trebuia dusă undeva pe calea Orheiului, pe lângă metro sau na, la marginea orașului, după modelul gării de sud. Deci, gara de est ar trebui dusă la porțile orașului, de exemplu la Botanica, pentru toată Transnistria și pentru regiunea Anenii Noi și Căușeni, dar în centru să rămână o gară modestă, modernă, cochetă și frumoasă pentru turiști străini, pentru toate rutele internaționale. Știu că avem multe, inclusiv Chișinău, Paris, Lisabona și destinațiile cele mai incredibile. Vă mulțumesc. Domnule Cașu, ce facem cu piața centrală? O lăsăm în centru sau o mutăm în altă parte? Nu, piața centrală evident că o lăsăm în centru. Știți cum? Cu imaginație, cu idei, cu investiții, cu dorință, această piață centrală poate fi transformată într-o atracție turistică. Deci sunt exemple multiple, să ne uităm la Budapesta, putem să luăm și exemplu altor țări unde piețele sectoriale, piețele centrale au fost atât de elegant și profitabil transformate în atracție turistică. Acum, turistice. Acum, evident că multor le convine acest status quo de bandadă, haos, murdărie, zoi și așa mai departe. Însă, totul depinde de un simplu lucru, dorința și determinarea primăriei. Evident că situația este foarte complicată, fiecare butic deja este privatizat, se construiește haotic, eu fac cumpărături la piața centrală și dacă nu ești atent, poate și un perete să-ți cadă peste cap, Doamne ferește. Însă, iarăși, cu determinare, cu idei, cu surse se găsesc întotdeauna financiare pentru a transforma piața centrală într-o atracție turistică, vorbesc de halele principale și teșghelile principale, oferind moldovenilor, cei care ne vizitează capitala, produse moldovenești, produse autohtone moldovenești și în felul ăsta putem moderniza, eu sunt sigur, putem moderniza piața centrală. Însă geografic o lăsăm acolo unde a fost de ani de zile, Natalia. Vă mulțumim. Domnule Caldare, ce facem cu cazinourile în orașul Chișinău? Le interzicem, le scoatem sau le lăsăm așa? Nu să le putem interzice, pentru că aceasta nu ține de atribuțiile primăriei municipiului Chișinău. Noi nu putem să substituim Parlamentul Republicii Moldova, de aceea primarul general și Consiliul, împreună cu Consiliul Municipal, trebuie să vină cu un proiect de lege în Parlamentul Republicii Moldova pentru a face ordine în acest domeniu. În primul rând, pentru restricționarea în acest gen de activitate și, într-al doilea rând, sunt de acord că trebuie închise aproape toate cazinourile din Chișinău. Închise totuși? Da. Domnule Cărlic. Însă nu prin metodă abuzivă. Am înțeles. Prin lege. Domnule Cărlic, trebuie sau nu de interzis comerțul stradal? Iar și comerțul stradal, conform legii, este interzis. Este posibilitatea de a face careva comerț de sezonier, cum ar fi cu băuturi răcoritoare, înghețate, etc. Dar iarăși noi vedem acest gol în lege, că nici primăria și la ziua de astăzi nici organele de poliție nu au o pârghie de a interzice acest comerț stradal, că este un comerț neautorizat. Toate abilitățile pentru a monitoriza și a preveni acest comerț stradal s-a transmis Agenției de protecție consumatorului, dar dinșii nu au nicio putere fizică ca să facă aceasta. Nu mai trebuie de adus legea în conformitate cu legea să fie pârghiile la primărie, fiindcă sunt străzile Chișinăului, ca să fie pentru autorizare și pentru
aplicarea sancțiunilor de încălcare a autorizărilor și normal că acest comerț stradal. Vă mai pun câte întrebări, după aceasta trecem la runda de întrebări către contracandidați, dar să știți, domnule Breagă, domnule Cașa, aveți mai puțin timp decât partea aceasta. Domnul Caldare și domnul Crălic au vorbit un pic mai puțin. Să știți că mai puteți folosi timp. Domnule Breagă, trebuie sau nu de interzis comerțul alimentar în gherete? În începutul Chișinău. Eu am văzut deseori cum lucrează oamenii ăștia în gherete. Mi se par condiții inumane, insuportabile. Oamenii ăștia, că au loc de muncă acolo, mă îndoiesc că ei au carnet de muncă, dar chiar dacă au carnet de muncă, cum li se asigură drepturile lor de angajați? Ei nu au toaletă, nu au unde să spele pe mâini, ei îngheață iarna acolo, când plouă, probabil le plouă în cap, în condițiile cele încât să mai păstrezi produse alimentare, să le mai vinzi în condiții legale, să mai ții și un cântar etalonat, mi se pare imposibil și de aceea sunt contra. Domnule Cașu? Publicitatea stradală, mă refer la panouri, trebuie interzisă sau nu, sau ce poți minimalizată în orașul Chișinău? Eu cred că trebuie minimalizată foarte atent, însă cel mai important trebuie să investigăm și să verificăm a cui sunt natalia firmele care plasează publicitate. De aici începem. Cine sunt acei care fac bani cu sacul de la publicitatea stradală în Chișinău și care este procentul și cota din aceste câștiguri care sunt virate în bugetul municipiului Chișinău. Începem o investigație și un inventariere ale cui sunt aceste firme și cine sunt motanii cei grași care stau la ulciorul cu smântână și se hrănesc din aceste venituri. Vă mulțumesc. Domnule Caldare, o întrebare interesantă pentru dumneavoastră, e luată de pe test electoral. De construcția moscheii în municipiul Chișinău trebuie interzisă sau nu? Care construcție? Moschei. Moscheilor. A vreunei moschei. Da. A vreunei moschei. Miceți. A primei moschei. Miceți. Stați o leacă. Situația e foarte complicată. Explozivă. Constituția noastră nu permite să ne implicăm în chestiile religiilor care se practică în țară. Da, dacă și are biserica. Avem și angajament față de Consiliul Europei. Vă rog, e timpul domnului Codare. Vrem să Eu cred că această întrebare trebuie să fie dezbătută în Parlament și la un referendum național. Și nici de cum să se bage primarul, viitorul primar general, în întrebări de politică. Pentru că mai aveți timp, vă mai pun o întrebare. Vă mai pun o întrebare. Întreprinderile municipale trebuie privatizate ori date în concesiune? Da, municipale? Municipale. Autosalubritate, de exemplu. Dumneavoastră ați formulat o întrebare la care nu există un răspuns direct. Întreprinderea trebuie să aibă o formă de gestionare care i-ar permite să fie eficientă și să aducă orașului dividende. Să formeze locuri de muncă controlate, locuri de muncă plătite, nu un plic, dar oficial, care generează impozite, generează bani în bugetul municipal. De aceea voi răspunde așa, foarte evaziv la întrebarea noastră. Fiecare întreprindere trebuie discutată cu societatea civilă, cu specialiștii și numai după aceasta primite decizia, după un studiu de fezabilitate eficient, calitativ, primite decizia, care trebuie să fie forma de gestionare a întreprinderei. Eu vă mulțumesc. Domnule Cărlec, prelucrarea și neutralizarea deșeurilor trebuie efectuată din banii publici sau din banii privați? Aici trebuie să fie o analiză și a fost o analiză pentru a face o uzină de prelucrare a deșeurilor. Eu nu cred că aici trebuie să fie implicate banii bugetari, ori să fie atrași granturi, un proiect internațional pentru a construi și să dăm posibilitate cât să participe municipalitatea, așa și să participe și toți agenții economici care doresc să efectueze așa activități. Dacă cine a câștigat cel mai bun proiect de o uzină pentru prelucrarea deșeurilor, acela trebuie să muncească. A câștigat primăria, înseamnă primăria, a câștigat agentul economic, trebuie să-i dăm posibilitatea agentului economic. Pentru că la fel aveți mai mult timp, vă mai pun o întrebare. Municipiul trebuie să aplice la fonduri și credite externe, europene, să zicem? Evident. Sau nu? Evident. Evident. Municipiul este un organ viu, activ și un organ economic dezvoltat.
Dacă să luăm în comparație cu agenții economici, Chișinău ca municipiu este cel mai atrăgător chiar și pentru investitori. Pentru că este o instituție de stat care are posibilitatea de rambursarea creditorilor care necesită rambursarea și să valorifice corect granturile care nu trebuie rambursate. Eu cred că trebuie să aplicăm această strategie. Eu mulțumesc. Acum trecem la rundul de întrebări, dacă aveți întrebări către contracandidații dumneavoastră, dacă nu, continui eu să vă întreb. Domnule Breacă, vreți să întrebați pe cineva despre ceva? Pe toți sau pe rând? Cum doriți, puteți să numiți candidatul către care întrebare, aveți întrebare. O curiozitate, domnului Căldare. Pretindeți că reprezentați o listă civică a societății civile și că v-au numit cei candidații de pe lista dumneavoastră. Am auzit că o să faceți și alegeri ca să stabiliți ordinea în listă. Dar cine, când, cum a discutat și v-a desemnat pe dumneavoastră? Reprezentanții societății civile care au avut tupeu, și... care au avut tupeu să facă o listă și să încerce să meargă independent de orice partid politic și m-a desemnat pe mine ca candidat. Este un moment mai specific ceea ce ține de listă. Eu ca candidat la funcție de primar general în lista consilierilor o să fiu sub numărul 41. Ultimul, da. Pentru a împinge această listă, pentru a împinge ideile nu numai din partea viitorului șef a executivului, dar și din partea membrilor echipei care o să fie legislativul municipiului Chișinău. Și eu așa am o închipuire că colegii mei din listă vor fi cu dumneavoastră colegi în Consiliul Municipal și eu ca primar general o să găsesc cu dumneavoastră limba comună. Vă mulțumesc. Mai aveți întrebări? Domnule Cașu, vă văd activ acum pe Facebook, îngrijorat de trotuare, de piețe, dar până acum nu v-am văzut deloc și pe nimeni din echipa dumneavoastră nu v-am văzut preocupați de viața orașului. Ce v-ați trezit acum? Pentru că s-a alegeri doar? Eu înțeleg modul în care v-ați întrebat, domnule Brega, și vă mulțumesc că mă monitorizați foarte atent pe Facebook. Eu și colegii mei am fost activi nu numai pe Facebook. Eu vreau să vă spun că nefiind la putere, nefiind în primărie în 1995, am obținut un grant de la guvernul american, lucrând într-un proiect aici, cu care s-a renovat prima clădire din centrul istoric al Chișinăului. Vorbim de clădirea ampasată pe adresa Bănulescu Bodoni 53A, actualmente acolo se află Uniunea Avocaților din Republica Moldova. Deci eu, tânăr fiind domnule Brega, mi-am adus contribuția personală la conservarea Chișinăului istoric, atunci nici Facebook-ul nu era. Domnule Cârlig, ați fost până mai ieri pretorul sectorului în care ne aflăm acum, sectorul Râșcani. Sector în care sunt cele mai multe mansarde, chiar între strada Râșcanu și Demo, este o casă de 3 etaje, peste care s-au făcut încă 5 etaje deasupra. Nu vă temeți că o să vă crape obrazul de rușine când la primul cutremur o să fie cele mai multe victime în sectorul Râșcani? Nu mă tem că mi-a crăpat obrazul de rușine, fiindcă n-am nicio atribuție la aceste autorizări pentru mansarde. Și mai mult ca atât, eu m-am expus poziția mea personală ce ține de mansardare și anume de sectorul Râșcani, de strada Râșcanu, unde a fost propunerea ca să fie mansardarea la un bloc cu 2 etaje, dar mansardarea să fie transformată într-un bloc cu 8 etaje. Asta e un absurd. Și dacă acum dumneavoastră sentiți în pretura Râșcani, există proiecte autorizate de pretura Râșcani și gestionate mai departe. Și sunt proiecte autorizate de primăria Chișinău și mai departe pretura duce o evidență și nici de cum nu are atribuții la autorizarea acestor mansarde. Dacă nu intervenea societatea civilă, preotul Papuc și-ar fi făcut biserică mare în parcul Șipca, preotul de aici, din intersecția asta cu SRL biserica, deja a ocupat o parte din spațiul public cât dumneavoastră erați pretor. Și când veneam noi ca presă acolo, dumneavoastră ziceați, ia uite, o luat, fără ca să mă întrebe. Păi da, dar dumneavoastră nu erați reprezentantul primăriei în sectorul Râșcani, nu trebuia să fiți primul care reacționează. Puteți gustului,
lui Mihai Viteazu, de ce stăși acum pe scări la preturn? N-ați găsit un soclu pentru el? Țineți-l ascuns măcar, l-ați pus la picioarele oamenilor să șteargă oamenii picioarele de el. Puteți să folosiți dreptul la replică din timpul dumneavoastră. Da, eu aș spune, dacă să ne referim la bisericile care ați spus, într-adevăr, eu am fost ca un reprezentant al preturii sectorului Râșcani, dumneata ai fost ca un reprezentant nu știu a cui. Și dumneavoastră ați fost acela care ați făcut acel scandal care a oprit o construcție ilegală. Domnule Bregu, e timpul domnului Cârlic. Ați spus nu, n-ați dat soluția. Ați făcut scandal, n-ați dat o propunere cum să evităm așa cazuri. De asta eu n-aș vrea să comentez când este un nu categoric, dar fără o soluție concretă. Dacă veți dori, mai pe urmă, referitor mai târziu la cealaltă biserică, chiar au fost reprezentanții presiei la biserica de pe Bogdan Voivod, vă referiți? Asta de aici, din intersecție, de lângă piață, da. Într-adevăr, acolo... Au mai fost biserici care luau de spațiu public? E timpul domnului Cârlic. Eu mă refer la aceasta. Este o ilegalitate... Am discutat, chiar am pus parei până unde este delimitarea și până astăzi nu este o hotărâre de judecată care să ne dezlege mâinile ca să continuăm acea demolare a gardului. Fiindcă pretura este o instituție administrativă și nu poate decide că acesta este legal sau ilegal. Domnule Cașu, întrebare din noastră. Nu rezist, trebuie, Natalia, să-l întreb și eu pe domnul Brega. În afară de talentul dumnealui de a organiza proteste, ceea ce în mare parte clar că este conform standardelor democratice, domnule Brega, în afară de proteste, ia să-mi dați un exemplu concret, așa cum l-am dat eu, contribuția noastră la un proiect concret în Chișinău. Nefiind la putere, nefiind la guvernare, vă rog frumos, foarte scurt. Mulțumesc că ne-ați ridicat mingea la fileu. Acum 6 ani, când Asociația Hyde Park a câștigat la CEDO împotriva Guvernului Republicii Moldova pentru că ni s-a încălcat drepturile, din banii asociației am printat niște plăcuțe cu drepturile călătorilor și obligațiile șoferilor de microbuze, am insistat pe lângă direcția transport a primăriei și i-am convins să afișeze în fiecare microbuz, deci am făcut 2000 de exemplare, sunt 1800 de microbuze și în fiecare microbuz era înscris: n-ai voie să vorbești la telefon, n-ai voie să fumezi, n-ai voie să asculți muzică tare, și călătorii au aflat chestia asta și acum s-a făcut un pic de liniște în microbuze. Iată, din banii noștri ai asociației Hyde Park, noi am făcut o muncă pe care trebuia să o facă primăria. Foarte bine, cauză și efect, da. Mai aveți întrebări către alți contracandidați? Domnule Cârlig, dacă ați fost parte din guvernarea la nivel municipal, spuneți-mi, vă rog, dacă s-a luat în calcul soluția de a crea locuri de muncă în Chișinău, nu prin gherete instalate pe trotuare și prin clumbe, dar prin prelucrarea și sortarea gunoiului. S-a luat în calcul așa un nu proiect? Numai prin prelucrarea și sortarea gunoiului. Te-am spus înainte că eu aș vrea ca Chișinău să aibă o dezvoltare economică foarte programată. Și dacă să vorbim că acum se acumulează finanțele, bugetul prin vânzarea terenurilor, prin vânzarea imobililor, etc., noi peste un an, doi, nu vom avea ce vinde. Și numai printr-un parteneriat sau printr-o dezvoltare economică a primăriei care să atragem muncitori, vom putea rezista în aceste condiții. Întrebare către domnul Căldare, nu aveți? Nu am întrebare. Pentru domnul Căldare, întrebările dumneavoastră către contracandidați, dacă aveți. Eu pentru ambii contracandidați, domnul Cașu și domnul Brega. Spuneți, vă rog, de cât timp o să aveți nevoie și dumneavoastră și dumneavoastră, ca politolog, când veniți într-o funcție unde trebuie să administrați o gospodărie foarte complicată, un colectiv foarte mare, de cât timp o să aveți nevoie ca să învățați această meserie și să o faceți eficient? Domnul Brega, dar nu ca politolog, dar ca un activist obștesc care a făcut multe lucruri frumoase și bune, însă totuși, хороший человек – это не специальность. De cât timp o să aveți nevoie ca să învățați meseria și arta conducerii? Domnule Căldare, eu am...
absolvit facultatea de administrare publică la Universitatea Syracuse, care este cea mai bună facultate de profil din Statele Unite. Eu am pregătirea necesară, însă o să citez pe eroina principală a Veria Lentova din vestitul film al lui Eldar Rezanov, Moskva slezam ne verit. Și ea a spus în felul următor: главное научиться управлять тремя людьми, а потом количество не имеет значения. Deci haideți să nu exagerăm cu experiența și capacitățile manageriale. Trebuie să vrei, trebuie să respecti legea și trebuie să fii un exemplu pentru cetățeni. Rolul primarului nu este unul de gospodar sau hozaistnic, numai este capacitatea asta de a comunica, de a interacționa, de a convinge cetățenii și de a asculta cetățenii în primul și în primul rând. Domnul Brega. Vreau să mă laud și eu cu studiile. Sunt regizor de film. Am învățat și la Chișinău și la București. Deci eu pot să gestionez bugete de milioane și pot să operez cu echipe de sute, de mii de oameni să fac filme, de exemplu. Am mai făcut și o facultate, un masterat la Iași, în integrare europeană și am făcut cursuri de management de proiecte internaționale. Am experiența gestionării cel mai cunoscut ONG de drepturile omului, Asociația Hyde Park, care inițial fără bani, în pofida împotrivirii guvernării, a putut să facă mai mult poate decât întreaga primărie Chișinău. Deci, nu neapărat trebuie să le știu pe toate și primarul are echipa anume ca să-l ajute și să-l înlocuiască. Eu o să mă apuc de fiecare problemă concretă și o să o duc până la capăt, o să o rezolv. Ceilalți o să trebuiască să mă asculte sau o să trebuiască să fie dați afară pentru incompetență sau împotrivire primarului. Vă mulțumesc. Aveți întrebare către domnul Crilic? Domnul Crilic, întrebările dumneavoastră, dacă le aveți, către contracandidat. Dacă îmi permiteți, eu înainte de a da întrebarea să fac careva mențiuni și anume la întrebările cele care au fost astăzi aici. Ce ați menționat că poate să fie transmisie gestionarea autosolidabilității în mâinile private, eu cred că trebuie să aibă acces cât să participe la tendere, cât primărie, atât și privații. Ce ține de gările din municipiu, ar trebui să diferențiem transportul urban și interurban. Fiindcă dacă noi îmi pune acele gări la sud, est, nord, vest, atunci noi vom dezvolta acest transport urban și toate care vor fi interurbane vor ajunge până la marginea orașului, restul se implică transportul urban și va fi o dezvoltare pentru urbe. Mai aveți 15 secunde pentru a pune o întrebare către cine, dacă doriți. Da, eu doresc. Spuneți, vă rog, eu am pus pe prim plan lupta cu corupția și m-a împins la acesta cazurile cu circul, cazurile cu Spitalul Republican și cu Termocomul. Care e părerea dumneavoastră pe aceste chestiuni? Timpul dumneavoastră a expirat, rămâne un minut la sfârșit. Vă rog, cu cine începem? Domnule Căldare, dumneavoastră aveți mai mult timp, începem cu dumneavoastră. Răspunsul la această întrebare. Cu corupție. Corupție. Corupție și Termocom și Spitalul Republican. Circul e rezultatul activității unei din contracandidații noștri, doamna Greceanei. Și cu circul, cu Termocomul și cu circul e posibil de rezolvat problema printr-un parteneriat public-privat. Dar la temă circului... Vă rog, eu o să răspund așa mai... E importantă metodologia. Ce țin de Termocom, de alte întreprinderi municipale, e importantă metodologia. Pentru ca să nu fie corupție în cadrul primăriei, e nevoie de un control din partea societății obștești. Eu am vorbit la început despre un organ obștesc care o să aibă dreptul să verifice, din tâi să discute împreună cu primarul, împreună cu consilierii, care sunt proiectele necesare orașului, după aceasta să formuleze, să facă un studiu de fezabilitate și să verifice, să fie public. După un studiu de fezabilitate în baza unei discuții publice și unor studii complexe a profesioniștilor, să fie făcut caietul de sarcini așa cum scrie cartea și tot acest organ să aibă dreptul, după ce a fi aprobat caietul de sarcini, ca tenderul care o să fie anunțat să fie absolut transparent. Și tot acest organ împreună cu primarul general ca conducătorul organului executiv, să aibă dreptul să verifice cheltuirea banilor în cadrul fiecărui proiect în parte.
Ceea ce ține de Termocom, am să fac o remarcă micuță. E nevoie Termocomul de întors orașului. Pentru că orașul trebuie să gestioneze, orașul poate gestiona eficient Termocomul. Poftim. Au rămas 47 secunde pe care le puteți folosi, da, pe urmă, ori punând o întrebare, ori le adăugăm la ultimul minut. Cât mai am eu, Natalia? Dumneavoastră puteți începeți să vorbiți și vom vedea pe ecran. Contorul. Deci, da, contorul. Cât? Esențial în lupta cu corupția și cazurile care le-a menționat domnul Cârlig, Spitalul Republican, lotul de lângă CIR, care a fost dat, surprize, asociații de baseball. Eu nu știu câți moldoveni practică baseballul, practic este un sport inexistent. El peste ocean există, la noi nu există. Două chestiuni. Una, deci este un primar hotărât, un primar care respectă el legea, da? Și pe urmă cere de la alții să respecte legea. Noi avem legi foarte bune la diferite nivele. Am cheltuit o groază de bani să elaborăm și strategii de luptă cu corupția. Trebuie să vrei. Trebuie să vrei și să pui tranșant că atunci când vine cu sacul cu bani compania X sau Y, deci pur și simplu reziști. Dacă nu reziști, atunci elementar scoți lucrul ăsta în public, facem ne consultăm cu cetățenii. Pentru că este în lege dreptul la acest referendum consultativ, unde chișinăuienii trebuie să spună, merită în locul cafenelei Guguță în Parcul Central să construim hotel sau nu. Deci trebuie consultați, trebuie domnule chișinăuienii. Răspunsul dumneavoastră, cum vă veți opta cu corupția? Eu cred că de corupție nu trebuie să se ocupe societatea civilă, decât să o condamne și să ceară mai multă transparență. De corupție trebuie să se ocupe CNA, procuratura, poliția. Despre cazul care vorbește domnul Cârlig, să se ocupe ele. Dacă știe domnul așa are ceva probe, să le denunțe la CNA. Iar eu sigur voi denunța acte pe care le consider corupție, prin care Dorin Chertoacă sau Consiliul Municipal a dat bani pentru nu știu ce tencuială la nu știu ce biserică enormă, catedrală a lui Petru Buburuz, pentru care domnul Buburuz acum luna trecută i-a dat și o medalie lui Dorin Chertoacă. Asta mi se pare compromițător pentru un edil într-un stat de drept separat de biserică. Aș denunța faptul că Consiliul Municipal dă loturi pentru biserici să facă în curtea spitalului, în curtea școlii, în locul unei grădinițe la Buiucani. Aveam atât de multe grădinițe, creșe, atât de multe școli, spații pentru sănătate, încât le putem da și la biserică. Și de ce numai la o biserică? Când sunt 45 de culte religioase, iată, și pentru moschee, și pentru minaret, și pentru altceva, trebuie atunci dar sau să dăm la toți sau să nu dăm la nimeni. Eu cred că prioritare sunt totuși medicina, educația, și după aceea sportul, n-au oameni tineri, n-au unde să ducă, să dea cu skate-ul, trebuie să iasă în drum, să riște cu viața. Lor le se fac biserici și mănăstiri, de parcă asta ar fi prioritar, de parcă biserica nu poate din banii proprii, milioane are, și mai ales biserica asta majoritară. Deci aș denunța astfel de acte de corupție. A expirat. Deci trecem la ultima rundă, fiecare va avea câte un minut, doar domnul Căldare va mai primi din partea noastră 47 de secunde. Deci veți vorbi aproape de 1 minut. Putem să începem cu dumneavoastră, aveți 1 minut 47. Da. Domnul Bregă, o replică pentru dumneavoastră. Da, într-adevăr, reprezentanții societății civile nu pot stopa corupția de unii singuri. E nevoie să conlucreze cu CNA-ul, cu procuratura și cu poliția. Însă realitatea noastră arată că cumătrismul într-atât de adânc a intrat în conștientul și subconștientul nostru, că fără încă un control sau o conlucrare cu persoanele care știu cum poate fi stopată corupția, știu mecanismele coruptibile, știu pe ce butonaș trebuie de apăsat ca mecanismul să se pornească, nu va fi posibil. De aceea, da, într-adevăr, procuratura trebuie să se ocupe, însă noi nu avem, dumneavoastră ca viitor consilier, nu o să aveți abilitatea să gestionați procuratura. Orice cetățean domnul poate sesiza inclusiv CNI-ul în caz de nepotism și cumătrism și nănășism. Replica, eu prelungesc replica, domnul Bregă, să știți un lucru, dumneavoastră nu aveți la moment, având statutul care îl aveți, nu aveți acces la documentele primare în baza cărora puteți să veniți cu un raport făcut de dumneavoastră la CNI sau la procuratură, ca procuratura să se autosesizeze garantat. Să nu uitați că aveți 35 de secunde pentru a vorbi cu telespectatorii dumneavoastră, cu cetățenii care vă ascultă. Stimați cetățeni, eu să prelungez discursul care l-am început la începutul prezentării, la începutul dezbaterilor. 30 de secunde.
Noi o să lichidăm toate ghiretele din municipiul Chișinău și în primul rând o să lichidăm ghiretele care se află pe trotuar. O să curățăm trotuarele de panouri publicitare, de ghirete, de construcții ilegale, de parcări ilegale și parcări a unor societăți private. Noi o să convingem. Timpul dumneavoastră a expirat, domnule Caldare. Sper să-i convinge deja în cadrul campaniei. Domnule Grega, aveți 57 sau 56 de secunde pentru că v-ați s-o folosit dreptul la replică. Stimați telespectatori și mai ales alegători, dacă v-ați săturat de fețele și de faptele celor care până acum au fost sau încă mai sunt la guvernare și vor să le mai dați câte un mandat, dacă v-ați săturat de ăștia care sunt în opoziție și nu fac nimic, în Parlament, în Consiliul Municipal, eu zic să pregătiți votul dumneavoastră, să aplicați o ștampilă pentru o echipă nouă, proaspătă, tânără, promițătoare, necompromisă, care vine cu idee de transparență, de implicare în apărarea cetățeanului. O să apărăm în ambele buletine de vot, și cel pentru Consiliu și cel pentru funcția de primar, deci două cele mai lungi din municipiul Chișinău, o să apărăm cu sigla Omul Curajos, cu megafon, pe bicicletă. Pregătiți-vă să ne încurajați, să ne dați o șansă să putem lucra în interesul dumneavoastră. Votați candidatul Oleg Brega și Partidul Democrația Acasă. Timpul nostru a expirat. Domnule Cașu, aveți un minut. Mulțumesc. Stimați chișinăuieni, reprezint partidul nostru în frunte cu Renato Usatăi, un partid care niciodată nu și-a dezamăgit membrii și susținătorii, nu v-a dezamăgit pe dumneavoastră, ba din contra, datorită mesajului tranșant anticorupție, a fost abuziv scos din alegerile precedente, nu se va mai întâmpla, sunt sigur, și în alegerile locale. Avem a doua șansă, suntem ultima speranță pentru Moldova. Votați 30 de secunde. Partidul nostru, venim ca să facem ceva pentru oameni, puterea politică, primăria trebuie în primul rând să deservească interesul public. Voi decideți, noi facem, votați Ilian Cașu, partidul nostru, vă mulțumesc, nu vă vom dezamăgi. Mai aveți 6 secunde, dacă doriți. Da. Jos Usatăi. Bine. Domnule Crălic, dacă doriți să-i dați, să le înfiriți cuiva, vă rog. Am calculat foarte bine mesajul, mulțumesc. Da, domnule Crălic, vă rog, minutul noastră încheie. Eu, în primul rând, știu acum cum n-ar trebui să guvernăm în Chișinău, cum n-ar trebui să administrăm acel tip de administrare cum este în prezent. Eu aș consolida la ziua de astăzi societatea din Chișinău, fiindcă este foarte dezbinată. Este dezbinată pe criterii etnice și pe criterii politice, ce este inadmisibil într-o localitate. Aș pune accente pe conlucrare cu CMC-ul. Consiliul Municipal este organul care elaborează strategii și știe ce trebuie de făcut în Chișinău, iar executivul trebuie să cunoască cum de făcut aceasta. Și ultima, eu sunt încrezut că experiența care o am eu și care o au colegii mei din Partidul Popular mi-a permite să fiu un primar bun, cu o echipă dură și bună pentru Chișinău. Eu mulțumesc foarte mult, domnul candidat, vă doresc succes și o campanie cât mai corectă și cât mai liberă. De Doamne, să o avem cu toții. Noi ne vedem miercuri viitoare la 18:30 cu următorii 4 candidați în ordine alfabetică, dar de fapt vă aștept și într-o oră jumătate la Politica. O seară bună!